Cele două asistente sunt angajate ale Spitalului Orășenesc din Bumbești-Jiu, una la secția chirurgie, cealaltă la neurologie. Ambele spun că au purtat discuții cu proaspătul manager al spitalului de la Târgu Jiu pentru a fi mutate la unitatea din municipiu. Ba mai mult, Marius Ponoche le-ar fi promis că mișcarea putea fi făcută prin intermediul unei detașări și totuși nu s-au mutat. Cel care a dat înapoi este chiar managerul, după cum spun asistentele. Ponoche se jură însă că nu are nicio legătură cu acuzațiile angajatelor de la Bumbești-Jiu. Managerul susține că nu a vorbit niciodată cu asistentele respective și nu știe de unde au apărut acuzațiile. Nu am avut nicio discuție de când am venit în acest spital ca manager, nici măcar înainte de a fi numit manager, cu vreo persoană în sensul de a-i promite că o angajez sau că o detașez sau le detașez, ceva de genul. Nu, una la mână, a doua la mână, niciodată nu am stat singur în birou. Conducerea Spitalului Bumbești-Jiu contrazice afirmațiile celor două asistente în legătură cu intenția lor de a se muta la Târgu Jiu. Directorul Aurel Stolojanu spune că angajatele nu l-au informat în legătură cu dorința lor de a părăsi spitalul. Până în momentul de față, deci nu am nicio solicitare în sensul acesta. Și nici nu au fost discuții vis-a-vis de această temă cu dumneavoastră care sunteți managerul? Nu, cu mine nu. Marius Ponoche a fost numit manager la Spitalul din Târgu Jiu în urmă cu o săptămână, în locul Nicoletei Manu. Aceasta a renunțat la funcție la cererea președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu.